Slavă lui Dumnezeu în locurile cele prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Amin. Acesta, de fapt, era mesajul care îl aduceau îngerii prin cântarea lor și aceasta vorbea despre Hristos, că prin viața lui îl va glorifica, îl va slăvi pe Tatăl în locurile prea înalte și el, prin viața lui, ne va aduce nouă pace, dar nu tuturor, ci numai tuturor celor care îl iubesc pe el, îl cunosc pe el și plăcuți lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul să fim plăcuți lui. Amin. Amin. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Nu știm câți. Unii spun că trei, că sunt trei daruri care le aduc aici. Alții spun că ar fi mai mulți, alții că mai puțini. Eu mă mai mulți, alții gândesc că ar fi fost mai mulți. Înclin în balanța ca să treacă o pustietate care despărțea răsăritul îndepărtat, dacă vreți, de Ierusalim, de capitala Israelului din vremea aceea, ar fi trebuit să fie pe lângă cei care reprezentau și care erau magii din textul din această zi, oamenii înțelepți, cititori în stele, oameni de renume, oameni, dacă vreți, de știință, că nici în zilele noastre, cu atâta carte, cu facultăți, nu toți știu să citească în stele. Alții mai citesc în cafea și în alte lucruri, dar să citești în stele era totuși o artă, trebuia să fii înțelept. Și vin oamenii aceștia, cred eu, pe lângă bagajele și cadourile care erau pregătite pentru noul rege, la care i-au văzut steaua îndepărtări și după care au fost călăuziți să ajungă până în Ierusalim, dacă vreți, până în Israel, oamenii aceștia au avut cu ei și oameni care, dacă vreți, bodyguards, să-i apere. Au avut oameni care să le păzească cămilele și pe ei însuși, că altfel pericolul era destul de mare, hoți erau destui de mulți și atunci ca și pe alte vremuri și ale noastre. Și când oamenii aceștia, cohorta aceasta, intră în Ierusalim, dintr-o dată se întâmplă ceva. Și au întrebat, după ce au intrat în Ierusalim, au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și de aici începe marea explozie în Ierusalim. Dintr-o dată discută toți oamenii și se întreabă, dar s-a născut un împărat? Noi nu știm nimic. Nu știm regina să fi fost însărcinată, nu știm Irod să fie anunțat cu fast că o să aibă și el un băiat, să aibă un copil la tron. Și dintr-o dată începe așa o tulburare și aude împăratul, cel care era pe tron, și dintr-o dată se tulbură și el și se tulbură tot Ierusalimul și gata să caute pe nou împărat. De ce s-au dus magii la Ierusalim? Doar să ducă aur, smirnă, tămâie? Versetul acesta ne luminează foarte clar și cântarea dinainte vorbea despre același subiect. Ei s-au dus ca să se închine unui mare împărat la care i-au văzut steaua. Ce steaua fi fost asta, nu știu. Că unii specialiști spun că au căutat și nu găsesc o stea care să fie pierdut, să fi fost doar o perioadă de timp, să fi dispărut. Alții spun că ar fi luceafărul steaua aceea, alții spun așa stea tânără nu există, alții zic probabil un meteorit. Eu nu știu ce să vă spun că a fost, dar știu un lucru, că steaua aceasta a fost miraculoasă, a fost minunată. I-a călăuzit o stea de unde au plecat ei, ipoteze și idei v-aș putea da multe, dar avem și un ceas și ce bine că avem ceas. Și a fost miraculoasă din punctul meu de vedere pentru că această stea i-a călăuzit de acolo și până la Ierusalim. Și când se intre în cetatea această sfântă,
biserică se întâmplă un lucru, dispare steaua. Adică când se intră în biserică, îți dispare steaua. Unde te duci, frate și soră? Că am văzut când ați venit unii la biserică. Și dacă v-aș fi întrebat, mi-ați fi spus, la închinare. Așa. Că noi venim aici și să ne păzească Domnul să venim cu afaceri și cu altceva. Bine ar fi să venim, după cum e scopul acestei căsi, să ne închinăm Domnului, căci casa mea, spunea Domnul Iisus, se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele, toate națiunile. Și ce bine ar fi când venim la casa Domnului, să venim să ne închinăm Domnului, Doamne ajută-ne! Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că și împăratul, după discursul și discuția dintre ei, a început acest împărat, pare că s-a pocăit. Auziți ce zice versetul 8. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin. Încă o dată, cuvântul Domnului ne vorbește în acest context despre închinare. Ce fel de închinare i-ar fi făcut Irod pruncului? Mă gândesc eu. Că ăștia au dat aur, argint și pietre scumpe, dacă vreți, trebuie să aducem noi Domnului, da? Dar ăștia au adus aur, tămâie și smirnă și Irod cred că i-ar fi adus el o sabie. După cum le-a dat celorlalți copii. Că de fapt fiecare, zicem noi într-o poezie, dă ce are, nu-i așa? Fiecare dă ce are. Și ce să dai, nu dai decât ai. Și ceea ce ai. Dar versetul 11 vine frumos. Și încă o dată repet același cuvânt, dacă vreți. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Și vreau în această zi să vorbesc despre închinare, despre sacralitatea închinării, despre ceea ce ar trebui să fie când venim la casa lui Dumnezeu. Dacă vreți un an de zile de pandemie, ce am învățat din anul acesta de pandemie? Cred că ar fi trebuit să învățăm să ne închinăm de unul singur acolo unde am fost, în apartamentul nostru. Cred că ar fi trebuit să învățăm anul acesta să avem o relație noi personală cu Dumnezeu, că prea ne-am obișnuit și la noi cu coruri, cu fanfare, cu orchestre. Am avut și cor de copii, și cor de fete, și cor de bărbați, și cor mixt. Și dintr-o dată pe pandemie ni le-a luat Domnul toate. Și-o zis acum, Grigore, cânti tu? Doamne, dar n-am voce de predicat, mai zic ceva, că mi-ai dat voce de aceasta. Și-o trebuie să cânt eu cu soția. Și mai zicea din când în când soția, mă, tu cânti fals. Dar nu-i nicio problemă, că eu mă duc înaintea Domnului cât ce mi-a dat Domnul, că nu pot să-i aduc altă voce decât ceea ce mi-a dat El. Și să venim la închinare, dar închinarea aceasta nu poți să o aduci oricum. Dumnezeu nu primește orice fel de închinare și scopul predicii mele este nu vă închinați, nu veniți înaintea lui Dumnezeu oricum, că nu primește Dumnezeu sau s-ar putea să treacă închinarea ta o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Dar de fapt ce înseamnă închinare? Închinare de fapt înseamnă slujire. Oamenii aceștia, în închinarea lor, au venit să-L slujească, să-I se închine Marelui Împărat, Marelui Rege, dar să aducă și din visteriile lor, da? Să aducă aur, tămâie și smirnă. Când vii la închinare, cum vii? Că de fapt închinarea este un omagiu, este o atitudine înaintea lui Dumnezeu. Închinarea este un omagiu, este o atitudine și dacă vrei o poziție înaintea lui Dumnezeu, nu poți să vii oricum. Și Domnul să ne ajute în această zi să pricepem câteva lucruri despre închinare. Oamenii aceștia au venit să îi se închine și când te închini lui Dumnezeu și vii să-i slujești lui Dumnezeu în momentul acela, tu nu poți să vii cu mâna goală. Pentru că și David zicea, cum să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste, care să nu o plătesc? Și când venim noi la închinare, mai zicem noi, frate Emi, zicem că ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Și căutăm prin buzunar.
Cel mai bun dar pentru Dumnezeu, care îl merită Dumnezeu în ziua aceea. 10 centimi. Sunt bune și alea. La noi încep banii de la o centimă. Și mai e ceva. Nu-i nimic. Dar nu știu dacă Dumnezeul tău merită doar o centimă sau merită mai mult. Când vii la casa lui Dumnezeu să te închini, aduci tu zeciuiala sau nu o aduci, treaba ta, nu-i treaba mea. Când vii la înaintea lui Dumnezeu să te închini, nu poți să te închini oricum. De ce trebuie să iau puțin pe partea aceasta, nu știu. Înainte, dacă vreți, când mergea cineva la un rege, la un împărat să-i se închine, în momentul când urca scările alea pentru a ajunge la tron, omul acela nu mergea oricum. Se ducea în genunchi sau într-un genunche și se pleca, dar nu mergea oricum, mergea cu mâinile pline, aducea ceva, nu cumva să-l supere pe suveran, că în momentul când te închini, tu de fapt recunoști acea persoană, personalitate, ca un suveran, ca cineva mai puternic decât tine, ca cineva de care tu ai dependență, tu ai nevoie de Dumnezeu. Și când venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să venim cu mintea noastră, cu sufletul nostru, cu trupul nostru, dacă vreți, cu Duhul nostru, cu bunurile noastre, Doamne ajută-ne! Noi nu mergem oricum înaintea Dumnezeului nostru. El este cel mai mare împărat. Domnul Iisus Hristos este regele regilor și Domnul domnilor, mărească-i se numele! Amin. Au mers niște oameni, niște magi, dintr-o țară depărtată. Nu știu câtă cunoștință au avut ei din Scripturi, că cine este acest Mesia sau acest rege care se naște, dar a venit ca să se închine lui și n-au venit oricum. Au venit pregătiți. Hai să vedem ce zice Dumnezeu despre închinare. Dacă se poate afișa Exod 20, de la versetul 2 la versetul 5 citim. Exod 20 de la 2 la 5. Dacă se poate, dacă nu, eu am Scriptură, că de-aia am luat-o cu mine, să citesc eu din Scriptură, de la mine, că e mai bine. Versetul 2 spune așa: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Și atenție, frați și surori! Este același cuvânt din vechime care trebuie să fie valabil și astăzi, că a fost gura Domnului care a vorbit în cele 10 porunci. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești la alți idoli. Oare mai sunt idoli și în zilele noastre? Psalmistul strigă în psalmul 115, Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă! Și dacă se poate afișa psalmul 115, să citim câteva versete acolo, unul după altul, să le citim foarte rapid așa. Versetul 1 zice, da, Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta, pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor, unde-i Dumnezeul Tău, la cine te închini? Ne închinăm noi la Hristos, la Dumnezeul nostru, sau ne închinăm altor Dumnezei? Coborâm versetul 3, Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea, mărească-i să numele. A vrut să se nască Hristos dintr-o fecioară și unii spun, nu se poate așa ceva. Adevărat, omenește, nu-i posibil. Dar dumnezeiește este posibil, că Dumnezeul nostru este în ceruri și El face tot ce vrea. Și noi nu avem voie să ne închinem altor Dumnezei decât Domnului Dumnezeului nostru. Și versetul 4 spune, idolilor sunt argint și aur făcuți de mâini omenești. Mai departe, au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud, au nas, dar nu miros. Și la, dacă vreți, și cei care se închină la acești idoli sunt ca idolii lor. Și astăzi oamenii zic, nu, noi nu ne închinăm. Numai că Biblia vine și ne descopere pe unii ca idoli, ca Dumnezei. Și la unii zice că Dumnezeul lor le este în pumn.
Ăștia te amenință că dacă nu faci cum vrei ei, dau cu pumnul în masă și răsună tare și trebuie să se teamă nevasta de bărbat. Că tartorul a dat cu pumnul în masă. Și trebuie să se închine lui, să facă ce vrea el. El citește ziarul și se uită el la telenovele și pe ăla să se măture și să spere haine. Asta este problema lor. Alții, Dumnezeul lor, spune cuvântul lui Dumnezeu, este pântecele. Și bine am văzut în zilele acestea că în România mare minune. De fapt, m-am mirat odată în Republica Moldova când am fost. M-am dus și eu la o nuntă și eu am crezut că așa cum auzim noi de aici, stare săraci oamenii. Și i-am zis soției, vezi ce ne pun în față, mâncăm. No comment. Indiferent. Și au venit cu niște cartofi din aia fierți așa cu coajă, au venit cu niște ouă și am zis, slavă Domnului, cartofi, ouă astea scurate, bune, și bio, extraordinar, ok. Dar eu am mâncat, m-am săturat că eu mănânc foarte rapid. Până se gândesc alții, eu am terminat de mâncat. Și după a început și au venit surorile și fraților, știți, uite, avem și astea și astea, și ne-au adus nu știu câte feluri de mâncare. Și pe când n-am mai putut să mănânc. Și mi-am dat seama că, de fapt, la unii Dumnezeul lor, nu de acolo, la aia de acolo, nu vorbim despre frații moldoveni, că iubesc. Avem vreo 300 în biserică. Însă, vreau să vă spun că și la noi, la români, de Crăciun, cozonaci, prăjituri și restul zilelor anului, nimic. Mai există, mai există. Slăvit să fie Domnul că există. Dar unii se închină Dumnezeului pântecelui. Alții pumnului, alții se închină banilor, alții aurului și fiecare are Dumnezeul lui în cutiuța lui. Așa din când în când se uită cam ce-am mai pus în pușculiță, cam cum stau cu Dumnezeul meu, să mă asigur eu zilele mele, să mă asigur pensia dinainte de a ajunge la ea și fiecare cu ideea și cu gândirea lor. Și noi trebuie să ne închinăm la nimic altceva decât Domnului Dumnezeului nostru, mărit să fie numele Lui. Erau oamenii și de fapt oamenii sunt interesați, dacă vreți, unde să fie închinare. La un moment dat scrie în capitolul 4 din Evanghelia după Ioan că trebuia Domnul Iisus Hristos să treacă prin Samaria. Evreii înconjurau Samaria, unii mergeau pe malul mării, alții mergeau pe lângă Iordan, dar înconjurau Samaria. Samaria era cu oameni aduși, dacă vreți, de prin Siria, puși aici, de aici mulți evrei și duși în altă parte. Și oamenii ăștia erau considerați necurați. Și Domnul Iisus Hristos merge și se pune lângă o fântână, trimite pe ucenici să cumpere mâncare de la samariteni. Stă Domnul Iisus Hristos lângă fântână și vine o femeie în mijlocul zilei să ducă apă. Femeia aceasta a venit ziua pentru că dacă ar fi venit seara se întâlnea cu toate femeile din sat și nu prea era bine văzută. Cred că știți despre cine e vorba. Și Domnul Iisus intră în discuție cu ea, ce dăm apă să beau. Și ea imediat vine și oarecum contrazice lucrul și zice, știi, nu există nicio legătură între noi și voi, între samariteni și evrei. Și Domnul Iisus Hristos vine și iar schimbă convorbirea și zice Domnul în felul următor, dacă ai fi știut tu cine este cel care îți cere să bei, tu însuți mi-ai fi cerut apă și ți-aș fi dat apă vie. Apa aceea vie, spunea Domnul Iisus Hristos, cine o bea nu-i va fi sete niciodată. Și cum nu surorile noastre gata cu shoppingul? Când apare ceva nou pe piață, nouă ne place, că de fapt ăsta e și farmecul la femei, să mai aducă câte ceva nou în casă, nu-i așa? Imediat zice, apă vie, apă care să nu mai fie sete, păi de apă asta am eu nevoie, dă-mi și mie apa aceasta. Că e tare greu să viu aici să scot de la sute de metri apă, din fântâna făcută de patriarhul, de marele patriarh, vreau și eu apa aceasta vie. Și Domnul Iisus Hristos n-a zis că nu-i dă. Zice, du-te și cheamă pe bărbatul tău. Și ea, iarăși, pentru că avea și ea tehnică de vorbire, că și surorile mai au. Și spune, dar n-am bărbat. Și atunci Domnul îi spune, drept ai zis că n-ai. Că ai avut vreo câțiva așa și ăsta cu care stai nu-i bărbatul tău. Și atunci ea recunoaște, zice, tu ești profet, tu
Tu ești profetul. Am și eu o chestiune, am și eu o întrebare. Că de fapt oamenii, când întâlnesc pe unii oameni despre care se zice că sunt al lui Dumnezeu, au întrebări. Și întrebarea femeii era tocmai despre ce vorbeam eu până acum, despre închinare. Unde trebuie să ne închinăm? Pe muntele Samariei sau în Ierusalim? Voi ziceți că în Ierusalim. Ai noștri, învățătorii noștri spun că în Samaria. Unde să ne închinăm? Frați și surori, unde ar trebui să ne închinăm? Și Domnul Iisus Hristos vine aici și arată așa de frumos. Și spune, femeie, vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui. Frați și surori, unde? La care biserică din Dej? La care din Paris? La care din Europa? În duh și în adevăr. Unde, fraților, acasă ai voie să te închini? Care-i poziția corectă la închinare? Mai am vreo 8 minute și încerc să gat, stați liniștiți. Că predica rămâne fratele Emi aici, l-ați adus ca păstor, slăvit să fie Domnul. Are de unde da. E ok. Unde să ne închinăm? Care este locul? Cât timp să ne închinăm Domnului? Unde? În duh și în adevăr. Căci cine se închine lui Dumnezeu, care este duh, trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Și aș vrea nu o stea să ne călăuzească niciun nor, ci Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în rugăciuni, să lăsați pe Duhul Sfânt să vă învețe cum să vă rugați. Vreți rugăciuni ascultate? Păi degeaba dăm noi cu știința, degeaba dăm noi cu filozofia, cu ideologia, cu rugăciuni învățate, căci Domnul nostru așteaptă rugăciuni făcute în Duh și prin Duhul Sfânt și călăuzite de Duhul Sfânt. Să ne învețe Duhul Sfânt cum să ne rugăm, că atunci o să spunem Tatălui ceea ce trebuie să spunem și rugăciunile noastre vor fi ascultate. Dar care e poziția corectă la rugăciune? Noi, așa după cum și fratele mi-a spus, înainte de pandemia aceasta am avut mari probleme că nu încăpeam în biserică. Eram ca stavrizii, stăteam. Și eu am cerut fraților, să ne rugăm mai mult pe picioare. Pentru că nu încăpeau să se pună jos, să călcau unii pe alții în spate acolo. Și mi-au zis unul, biserica asta nu e o biserică bună. Și am zis, de ce? Voi vă rugați numai în picioare. De ce nu vă puneți în genunchi? Și am zis, băi, dar ăștia nu în cap. Și au zis, nu. Și acum vreau să vă spun că cei care vreți să vă rugați în picioare, eu vă accept, că și pe mine m-au îngăduit alții. Numai că avem și noi datoria, cei ce ne închinăm în picioare, să iertăm pe cei care ne-au greșit. Doamne ajută! Că de fapt când mergi la închinare, cu ce te duci la închinare? Care este scopul cu care mergi la închinare? Scopul cu care să te întâlnești cu Dumnezeu? Oamenii aceștia au venit să se întâlnească cu Hristosul, cu împăratul acela la care i-au văzut steaua răsărit. Tu când vii la închinare, cu cine vrei să te întâlnești? Cu Sfânta Marie, cu Sfântul Petru, cu Sfântul Anton sau cu alți sfinți? Sau vii la închinare să te întâlnești cu Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, marea și uscatul, cel care l-a trimis pe Hristos să vină să stea într-o iezle, să ia într-o zi o cruce și să o poarte pentru mine și pentru tine, ca atunci când te chini, tu să fii ascultat în numele Domnului Iisus, în numele Lui să fii iertat, în numele Lui să fii vindecat, în numele Lui să fii mântuit tu și neamul tău, mărească-i să numele Lui. La cine mergi să te închini? Cu ce te duci la închinare? Cum te îmbraci când mergi la închinare? Isaia 6 spune că și serafimii, auziți serafimii, nu oameni de rând, serafimii când se închinau, și înainte să strige, dacă vreți, sau când strigau înaintea Domnului, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, își acopereau cu cele 6 aripi și picioarele, dacă vreți, și se acopereau. Cum te duci la închinare înaintea Domnului Dumnezeului nostru? Că este un Dumnezeu Sfânt. Și când strigau acești serafim, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, și ușorii ușii se cutremuraseră, că se închinau cu adevăratul lui Dumnezeu.
când se închină oamenii lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, se ridică Dumnezeu câteodată de pe tron și le face dreptate. Când Luca, capitolul 18, versetul 1, ne spune Domnul Iisus Hristos o pildă cu un judecător nedrept și cu o văduvă, cu o femeie săracă, care era nedreptățită, dar care s-a dus la judecător și a perseverat, a stăruit. Dacă vreți ca noi la stăruință, a stăruit, a perseverat înaintea judecătorului și într-o zi judecătorul i-a făcut dreptate și spunea Domnul, cu cât mai mult Tatăl care este în cer nu va face dreptate, dacă vreți aleșilor Lui. Frați și surori, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Noi nu avem drept să ne închinăm oricum. Dacă vreți în picioare, închinați-vă. Dacă vreți pe genunchi, proșterneți-vă. Dacă vreți și sunteți bolnavi, stați pe pat, rugați-vă. Că rugăciunea nu contează neapărat poziția. Că în Scriptură găsim multe poziții de rugăciune, ci contează să fie în Duh și în adevăr și adresată. Cui să ne rugăm? Îngerilor avem voie să ne închinăm. N-avem voie, Apocalipsa 19 ne spune. Că n-avem voie să ne închinăm la îngeri. Dar la cine avem voie să ne închinăm? Auziți ce învață Domnul Iisus Hristos când au venit ucenicii la Domnul și au zis, învață-ne și pe noi să ne rugăm, să ne închinăm. Și Domnul Iisus Hristos îi învață și zice să spun așa, Tatăl nostru care ești în ceruri. Ce important! Când ne rugăm lui Dumnezeu și știm că El este Tatăl nostru. Și am o întrebare astăzi. În viața ta de închinare, care este relația între tine și Dumnezeu? Este un Dumnezeu în ceruri care are treaba lui și tu treaba ta? Sau ai un tată cu adevărat în ceruri? Și când te pui pe genunchi, zici, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și dacă voia lui să suferim, lasă suferim, frați. Și dacă voia lui îi să ducem bine, să o ducem bine. Și dacă voia lui să vină pandemia, să vină pandemia. Pentru că El este Tatăl nostru și într-o zi noi nu mai începem viața aici, dar o gătăm dincolo, nu o gătăm noi acolo, mergem în viață și vom fi cu Hristos și cu Dumnezeu pentru veșnicie. Viața aceasta trece, dar în viața aceasta ce facem cu închinarea noastră? Că multe ar fi să vă vorbesc despre închinare. Da? La cine, la ce, când, cât? Cât vă spun? Neîncetat, da? 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat. Frați și surori, aș fi putut să vă vorbesc despre închinare. Închinarea de la început, care era printr-o anumită jertfă, de la Cain și Abel încoace, de la versetul 26 din Genesa 4. Aș fi putut să vă vorbesc multe despre închinare. Închinarea la templu, dacă vreți, închinarea la cort și apoi la templu. Închinarea în sinagogi, închinarea în biserică, în biserica primară, în bisericile de astăzi. Cum este oare închinarea în bisericile de astăzi? Și apoi să termin frumos așa cu Apocalipsa 5. Da? Sau 4, dacă vreți. Închinarea din ceruri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu o închinare sacră. Pentru că sacru înseamnă sfânt. Înseamnă sfânt. Și închinarea noastră poate să fie sacră sau profană. Auziți cât de gingașă este închinarea bărbaților. Spunea Apostolul Petru că dacă noi nu ne comportăm, eu parafrazez, nu ne comportăm frumos cu soțiile noastre, rugăciunile noastre, închinarea noastră, s-ar putea închinarea noastră să fie o jertfă adusă de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Sau o scârbă înaintea lui Dumnezeu. N-am cu niciunul nimic, că nici nu vă cunosc prea mulți, decât v-am mai văzut pe unii, pe unii îi mai cunosc, am văzut și ceva membri de la noi aici. Întrebarea mea este, care aș vrea să vă puneți dumneavoastră, sacralitatea închinării dumitalii este așa cum trebuie? Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu o închinare adevărată. Amin. Amin.